În continuare, Părintele Conferențiar Universitar Dr. Ionuț Holubeanu, colegul nostru, ne propune o temă pe care, din punctul meu de vedere, doar un cleric, aș adăuga eu un teolog cu o simțire aparte, ar putea să o abordeze, și anume rezistența credinciosului contemporan în fața răului duhovnicesc. Cine poate nega caracterul deconcertant al ierarhiei valorilor contemporaneității dominată de consumism? Cine nu simte dezarticularea viziunii morale asupra lumii, compromiterea ei prin amoralism? Și iată că colegul nostru vine astăzi să ne prezinte lucrurile dintr-o altă perspectivă, pentru că, din câte înțeleg, prezenta cazul a două credincioase care, iată, poate din postura umilă reușesc o performanță duhovnicească care ne poate servi drept model, drept reper. Vă mulțumim. Ascultăm. Dacă cer nici părinți și preacuvioși părinți profesori, onorat auditoriu, înainte de toate aș dori să mulțumesc doamnei profesoare Ciornea, care m-a invitat să particip la această conferință dedicată rugului aprins. Mărturisesc că de la susținerea tezei de licență, în care am abordat o temă legată de perioada interbelică, este vorba de Episcopia Constanței, nu m-am mai ocupat de teme de, să spunem, o actualitate sau de apropiate ca cronologic de zilele noastre. M-am dedicat Antichității Târzii și Evului Mediu Timpuriu în cercetările mele, dar m-am gândit că n-ar fi rău la o conferință despre rezistența bisericii sub totalitarismul comunist să mă dedic unei teme legate de rezistența credinciosului de astăzi în fața răului duhovnicesc. În fapt, rezistența comunistă are la temelia ei rezistența credinciosului în fața unui rău. Și această temă este de actualitate tot timpul. Niciodată nu putem spune că ea și-a pierdut actualitatea. De fapt, este esența creștinismului și dacă ne uităm de la cuvântul Sfintei Scripturi, vedem că această temă a disputei dintre Mântuitorul pe de o parte și farisei și cărturari pe de altă parte este legată tocmai de o problemă de natură duhovnicească, de neînțelegerea poruncilor dumnezeiești de către cei care trebuiau de fapt să le propovăduiască. Acum, eu am plecat asupra acestei teme plecând de la învățăturile Sfântului Ioan Casian, de care m-am ocupat în detaliu în timpul redactării tezei de doctorat. Teza de doctorat a avut ca temă monahismul în Dobrogea. Sfântul Ioan Casian a constituit și învățătura s-a constituit un capitol din teză. Cu acel prilej am citit, spun eu, cu atenție destul de mare învățăturile Sfântului Ioan Casian și am sesizat faptul că Sfântul Ioan Casian creionează câteva repere foarte importante atunci când vorbește de trăirea duhovnicească a oricărui creștin. El are cărțile, lucrările sale, două în special, despre așezămintele mănăstirești și despre convorbiri cu părinții, sunt dedicate practic trăirii monahale. Și atunci când vorbește de trăirea monahală, el creionează câteva repere și spune că scopul monahului, scopul imediat al monahului, spune Sfântul Ioan Casian, reprezintă despătimirea și dobândirea virtuților creștine, iar scopul ultim, țelul final al trăirii creștine, este dobândirea împărăției lui Dumnezeu. În ceea ce privește asceza creștină, Sfântul Ioan Casian spune un lucru foarte interesant. Asceza creștină, nevoințele, asceza și nevoințele nu reprezintă un scop, un țel în sine. Asceza este de folos doar în măsura în care slujește vindecării de patim și dobândirii virtuților. Dacă te concentrezi doar pe asceza în sine și pierzi din vedere acest scop, atunci, spune Sfântul Ioan Casian, duce o luptă de-a dreptul inutilă, adică o nevoință neroditoare. Și
Și întrebarea pe care mi-am pus-o, în ce măsură, pentru că, repet, Sfântul Ioan Casian se adresează în principal monahilor, ce măsură această recomandare, aceste povățuiri ale sale, sunt valabile și pentru credinciosul de rând. Și întrucât am rămas pliat, practic, pe învățătura lui, nu spun că am reușit să o împlinesc în viața mea, dar ori de câte ori un credincios venea la mine cu o problemă duhovnicească, practic, eu nu făceam altceva decât să îl aduc pe linia învățăturilor Sfântului Ioan Casian și să se sesizez, să observ în ce măsură sfaturile Sfântului Ioan Casian sunt valabile pentru credinciosul de rând. Și acum, așa cum a anunțat și doamna profesoară, dintre cazurile destul de numeroase care mi-au rămas în memorie, două sunt, îndrăznesc să spun, relevante și aș dori să le prezint în cele ce urmează. Acum ceva vreme, 15 ani, poate mai mult, veni la mine o fată tânără, nu era căsătorită, nu avea copii, nu, care mi-a mărturisit că este rea și că nu știe ce să facă. Și am zis să nu mai fi rea. Străduiește-te să nu mai fi rea. Și ea, cu o sinceritate extraordinară, mi-a spus: părinte, de acum încolo să știți că mă voi strădui să nu mai fiu rea. Eu atunci am și dat dezlegare de a se împărtăși, s-a împărtășit, m-am despărțit de ea, ea venea la biserică, general duminica, nu duminică de duminică, dar participa. După o vreme, nu foarte îndelungat, a venit să se mărturisească din nou și, pentru că am ținut-o minte, am întrebat-o: e, cum e? Te-ai străduit să nu mai fi rea? Și mi-a zis: da, părinte, m-am străduit și ai reușit să nu mai fi rea. Părinte, aici este problema. Că pe măsură ce mă străduiesc să nu mai fiu rea, îmi dau seama de fapt că sunt mult mai rea decât credeam eu. Pentru că lupta aceasta cu răutatea mi-a descoperit gravitatea răutății mele lăuntrice. Eu când am venit la dumneavoastră v-am zis că sunt rea. Dar eu nu știam că sunt mult mai rea decât credeam atunci. Și am zis: ești pe calea cea bună. Am încurajat. Continuă să fie așa. Merge așa. I-am dat din nou dezlegare de a se împărtăși, s-a și împărtășit. Iarăși ne-am despărțit, repet. A urmat aceeași, un interval similar, care participa nu tot timpul, dar destul de des duminica la liturghie, pe care a venit iarăși să spovedească. Întrebată: cum e? Sunt progrese? Părinte, mi-e și rușine să vă zic, situația e mai gravă decât înainte. Adică am sentimentul că mă prăbușesc duhovnicește. Am sentimentul că sunt cuprinsă de o răutate pe care nu pot să o controlez și nu știu cum să fac să scap de ea și mă străduiesc și am căderi în continuu și totuși eu lupt și așa cum ați recomandat dumneavoastră. Am încurajat-o din nou, continuu, așa și așa. După o vreme vine și îmi spune: părinte, vreau și eu să vă întreb ceva, pentru că am o nedumărire, nu știu, așa trebuie să fie, e o ispită, mi se pare mie, sau e real, ce se întâmplă? Zic, dar ce se întâmplă? Am sesizat că după ce mă împărtășesc de fiecare dată, mi-e mai ușor să lupt cu răutatea mea. Așa trebuie să fie? Sau e doar o impresie personală? Atunci mi-am dat seama că această fată simplă începuse să simtă în inima ei lucrarea Harului lui Dumnezeu. Pentru că Sfântul Ioan Casian așa ne spune și învață că atunci când omul ia în serios această luptă duhovnicească, el începe să simtă în inima sa, măcar în perioade, la început mai mici, după aceea perioadele se dilată, începe să simtă odihna lui Hristos în inima sa. Ori fata aceasta, care e o fată foarte simplă de fapt, începuse să simtă lucrarea Harului lui Dumnezeu în inima ei atunci când se împărtășea. Și mi-a arătat, de fapt, mi-a confirmat cazul acesta, că învățăturile și povățuirile Sfântului Ioan Casian sunt la fel de valabile pentru orice credincios, fie că e vorba de un monah, fie că este vorba de un credincios simplu, laic,
Și că aceasta este calea pe care, de fapt, trebuie să o urmăm cu totul, cu toții. Pentru că dacă nu mergem pe această linie a luptei cu răul duhovnicesc, nu suntem decât, cum spune Apostolul Pavel, alamă răsunătoare și timbal răsunătoare. Adică Apostolul Pavel merge până acolo încât zice, dacă și trupul meu l-aș da să fie ars, dar dragoste nu am, nimic nu folosește. Ori esența acestor cuvinte este aceasta, că dacă noi nu ne străduim să dobândim iubirea curată, și aceasta o dobândim doar în măsura în care ne vindecăm de patim, pentru că patimile sunt de fapt forme de manifestare ale răului contrar iubirii curate, iar virtuțile sunt forme de manifestare ale iubirii curate, în fapt iubirea în sine curată, iubirea dumnezeiască, nu este de fapt decât o sumă tuturor virtuților. Ori, dacă nu ne străduim să mergem pe calea aceasta, oricâtă nevoință trupească am avea, suntem totuși rămâne niște străini de Dumnezeu. Și alergăm, cum spune Sfântul Ioan Casia, alergăm uitând ținta spre care trebuie să privim și spre care trebuie să ne străduim să o dobândim. Doar o singură paranteză vis-a-vis de starea aceasta de cădere duhovnicească pe care o simțea fata asta de la o spovedanie la alta, ea este de fapt o luminare a Duhului Sfânt. Sofronie Saharu, ucenicul Sfântului Nicodim Aghiurit, o spune la un moment dat că acel credincios care începe să ducă cu adevărat lupta duhovnicească, trăiește în prima fază sentimentul prăbușirii duhovnicești. Dar spune Sofronie Saharov, în realitate este începutul urcușului duhovnicesc, pentru că simțirea prăbușirii duhovnicești nu este altceva decât rezultatul luminării Duhului Sfânt care se coboară în inima omului. Deci noi, de fapt, simțim cu adevărat prăbușirea noastră duhovnicească, care e reală, doar atunci când suntem luminați de Duhul Sfânt. Iar ca să fim luminați de Duhul Sfânt, trebuie să începem cu adevărat lupta duhovnicească. Altfel avem o impresia că suntem, avem, să spunem așa, sentimentul acela de automulțumire, domnule, e bine. Al doilea caz, mai aveam și un al treilea, dar nu o să-l prezint pentru că e ceva mai complicat, al doilea caz este și mai interesant din acest punct de vedere. Este vorba de o altă credincioasă, caz similar cu, să spunem, până la un punct cu cel pe care vi l-am relatat anterior, o credincioasă, de data aceasta căsătorită, copii, dar cu o viață foarte curată și care a venit și ea cu dorința tânără să se spovedească, să se împărtășească și mărturisește ceea ce a mărturisit și prima fată, că simte că totuși că e rea, că bârfește, că așa mai departe, că e invidioasă. Și zic, străduiește-te să nu mai fie așa, pentru că și bârfa și invidia sunt, de fapt, forme de manifestare ale mândriei. Asta vine din mândrie. Ori prin mândrie noi punem un paravan între noi și Dumnezeu. Străduiește-te să nu mai fie așa. Și mai zice, da, părinte, mă voi strădui. Ea la și dezlegare se împărtășească ceea ce s-a și întâmplat. Și urmează acum o evoluție diferită de cea a cazului anterior. După o vreme, ea se împărtășea, nu se împărtășea, nu se spune foarte des, dar venea regulat. De mai multe ori pe an. Și la un moment dat vine și îmi spune, părinte, la început am crezut că e o impresie, dar nu am seama că nu e nicio impresie. Se întâmplă următorul lucru, că de fiecare dată când mă împărtășesc, mi se întâmplă ceva rău. Și de ce se întâmplă rău? Păi, odată m-am împărtășit, a doua zi mi-am lovit mașina. Iarăși m-am împărtășit, mi-am pierdut portofelul. Iarăși m-am împărtășit, mi-am pierdut cheile de la casă. Iarăși, dar de fiecare dată, deci eu de acum știu când mă împărtășesc, că a doua zi mi se întâmplă ceva. Am o pagubă. De ce mi se întâmplă asta? Sigur că prima mea reacție pe care nu i-am mărturisit-o a fost că te împărtășești cu nevrednicie. Dar ce constă nevrednicia? Era întrebare. Și nu i-am răspuns, am zis, nu știu, mă voi gândi și îți voi spune dacă m-a luminat Dumnezeu. Cam așa a fost răspunsul meu. M-am despărțit de ea și de ce m-am despărțit? Cred că am și aflat răspunsul. Dar n-am mai apucat să-i spun, pentru că a început slujba, au venit oameni să dea pomelnice, să răspune ctenie. Nu mai, m-am rupt. Zic, las că-i spun la sfârșitul slujbei. La sfârșitul slujbei vine ea la mine și, părinte, mi-am dat seama de ce mi se întâmplă asta.
Acum eram curios dacă răspunsul meu va fi același cu răspunsul pe care mi-l dăia și zic, da, de ce sunt? Înainte, pentru că eu mă împărtășesc cu gândul nu de a, le dobândi pe cele ale Împărăției lui Dumnezeu, ci cu gândul de a le dobândi pe cele ale lumii acestea. Mă împărtășesc ca să-mi fie bine la serviciu, mă împărtășesc ca să nu mi se întâmple ceva rău, mă împărtășesc ca să fiu promovată, mă împărtășesc ca să nu fiu criticată, ori nu mă împărtășesc ca să le dobândesc, cum mi-a zis, cum spuneați în predică, pe cele ale Împărăției lui Dumnezeu. Mă împărtășesc ca să dobândesc smerenia, răbdarea, blândețea și așa mai departe. Și atunci, de fapt, Dumnezeu m-a certat pe mine și mă ceartă de fiecare dată. Asta era și răspunsul care venise mie după ce m-am despărțit de ea, de fapt. Și m-am dat seama că parcă am simțit cum Hristos mi-a zis așa, uite, mergi tu la o parte și du-te la slujbă, că îi zic eu ei, mi-a dat doar o să-i confirm la sfârșit de ce îi se întâmplă toate aceste lucruri. Ori cazul acesta este interesant și din alt punct de vedere. Vedeți, mea, noi vorbim de periodicitatea împărtășanii, să spunem, este o temă, dar ceea ce mi-arată mie cazul ăsta este că cine se împărtășește cu nevrednicie și odată pe an, dacă se împărtășește, tot cu nevrednicie se împărtășește. Și că vrednicia sau nevrednicia nu țin de perioadă, ci vrednicia sau nevrednicia țin de modul în care omul se apropie de împărtășanie, de fapt. Ori, fata aceasta m-a bucurat și am și zis să fii fericită că Dumnezeu, Hristos, ți-a arătat că-ți poartă de grijă și ți-a arătat acum că te povățuiește și că te îndreaptă și că El e alături de tine. Și ea a continuat să vină după aceea să se spovedească, să împărtășească, dar, repet, de acum înainte, din momentul acela, ea s-a focalizat pe ceea ce știa rațional că trebuie să facă, dar ceea ce duhovnicește nu împlinea. Ea știa, pentru că m-a auzit, eu de asta nici n-am înțeles la început, bă, în ce constă nevrednicia ei? Ea știe ce trebuie să facă, dar ea nu mărturisise și gândurile acestea cu care ea se împărtășește. Ori cazurile acestea, cele două cazuri, și foarte important, arată că Hristos este la fel de lucrător astăzi în viața oricărui credincios care dorește să-L primească pe Hristos în viața lui, așa cum a fost și în vremea propovăduirii Evangheliei pe pământ, adică acum 2000 de ani, așa cum a fost și în vremea Sfântului Ioan Casian, așa cum a fost și în vremea persecuțiilor mai înainte de Ioan Casian, așa cum, știu eu, a fost și în vremea rugului aprins, așa cum, repet, este oricând, atunci când credinciosul se apropie, cum spune Apostolul Pavel, cu conștiința curată, adică cu dorința sinceră de a-L dobândi pe Dumnezeu. Am încheiat.